Bună seara dragii, o bună seara în ziua 100 la Glob, ziua 100, wow, acum 100 de zile au plecat, hmm, nici n am ținut când a trecut timpul, ce noutăți mai sunt, hai cu uh, America scap întâi, Prada cap, uh, Noua Zeelandă e în lockdown, în carantină, cursa de mâine s-a amânat. Problema mare nu este că s-a amânat cursa de mâine. Mai ales englezii aveau nevoie de intervalul ăsta să mai pregătească un pic, dar nu se știe care e vi viitorul celorlalte curse. Pentru că dacă lockdown-ul ăsta se prelungește, nici băieții ăștia nu pot să stea acolo a la Și nu se știe ce va fi. Uh, Luna Rosa ar putea fi avantajată dacă se prelungește la infinit lockdown-ul ăsta, pentru că atunci intră direct în finală și câștigă finala, cum ar veni, pentru că au 4-0 acum, și se duc direct în Cupa Americii contra neozelandezilor, da, Deci celelalte curse din Prada cap contra englezilor nu se mai țin. E și ăsta un scenariu cel mai prost pentru toată lumea în afară de uh, luna rosa, normal, da. Cam asta e cu cupa Americii, la vende, la vende. A ajuns Didac ăsta, sigur v-am zis că a ajuns. Uh, El e primul dintre amatori care a trecut linia de sosire, da? Dou al 20-lea, ele pompier în Barcelona. Și mi se pare că de luni trebuie să prezinte la lucru, zicea pe undeva. Da. Gata cu dezmățul. Clemân Jiroa a ajuns, l-au și pe el în direct. Miranda Meron e aproape, a cap finister. Aici e Manuel Cuzan cu problemele lui cu chila. Match race între cele două, doamne, încă se joacă. Samantha a prins un pic de viteză, în schimb Isabel Ioșche să chinuie tare. Să chinuie tare în anticiclonul ăsta, care e din ce în ce mai adâncă în partea ei, da? Samantha are un pic de viteză, Isabel Iosche, nimic. Match race-ul din finală. Alexia Baria a căzut în barcă și e posibil să, ară, să aibă o fisură de coastă, oricum s-a lovit rău la spate. Dar vă că merge bine, 11 noturi în Alizeu și are strânge de, strânge de vânt, merge pe 355. Deci cuvântul destul de strâns. Mesiu se la 319, nu o strânge chiar așa mult. Am văzut un video când se ruga să-i dea un vânt mai bun, că vântul ăsta de acum îl duce spre Caraibe și nu e ceea ce își dorește el. noi ne dorim, dar nu putem. Cam asta cu vende, încă să mai joacă și ce meci frumos e între cele două doamne. Și altceva frumos a început sezonul de cumpărături. Louis Burton, după ce în cursa asta a avut vechea barca lui Armel Leclerc, barca cu care Armel a câștigat ediția trecută, acum, ieșim pe locul 3, sponsorul a crezut și au și cumpărat barca lui Armel Tripon, L'Occitane în Provence. O să fie interesantă ediția viitoare, da. Deci cam asta sunt noutățile. Nu prea mari, dar în continuare avem la ce ne uita. Hai, doamne aștept, o seară plăcută!